Live. Am revenit, dragii mei, din nou de aici, de la Alberto Bădescu, de acasă. Vă rog din toată inima să-l ajutăm pentru că are nevoie de suportul nostru. Vreau să vă arăt în această ocazie, în acest live, modul în care Alberto suferă și trece prin această suferință de mai mulți ani. După cum vă spuneam, este conectat la un aparat de respirat, are o traheostomă. El nu poate trăi fără această traheostomă și fără un aparat care îl ajută să respire clipă de clipă. Și am să vă arăt, dragii mei, cum boala i-a distrus corpul și este conectat, după cum se poate vedea, la un aparat de respirat, secundă de secundă. Crenguță, pentru cei care au intrat mai târziu aici în live cu noi, încă o dată te rog să ne spui cum îl ajută acest aparat de respirat pe Alberto ca să poată să trăiască. Alberto este susținut pe partea respiratorie de acest aparat. Musculatura lui nu îl mai ajută să respire singur și voluntar și are nevoie de susținere. Și mai are nevoie și de tratament, bineînțeles, în continuare, să-l putem continua cu ajutorul dumneavoastră, al oamenilor cu suflet. Sper să reușim să mergem mai departe cu acest tratament. Alberto deja arată îmbunătățiri spre bine. Este o mare deosebire de acum 2 ani de zile, de când a început, până să înceapă tratamentul. Și sper să fim mult mai bine pe viitor. Corpul i-a fost distorsionat de boală. Dacă ne poți explica de ce și cum distruge boala aceasta corpul? Alberto își mișcă foarte puțin mânuțele, mai mult pe cea dreaptă, are scolioză, are toracele foarte curbat în formă de clopot, piciorușele nu și le poate ridica singur. Nu poate să meargă. Problemele au apărut din cauza bolii, pentru că musculatura nu îl mai ajută să-și susțină corpul. Este o boală degenerativă? Da. Adică boala îi distruge pas cu pas musculatura și sistemul osos. Da. I-a distrus toți mușchii și el nu mai poate să-și mai folosească cum ar trebui. Are nevoie de un tratament, de acest tratament pe care îl procurăm de 2 ani de zile cu ajutorul dumneavoastră și al asociației și cu acordul oamenilor, bineînțeles că nu se putea fără. El este mai bine și vrem să mergem mai departe. Avem speranță că Alberto va fi mai bine și se va recupera mult mai repede. Ce speranță aveți de la acest tratament pe care îl cumpărați lună de lună din America și, cum am amintit, costă $3,200 pe lună, o sumă imensă? Păi sperăm că Alberto să se recupereze, măcar să poate să stea și el în funduleț, să scăpăm de acest aparat și să poate plimba și el singur, să facă și el lucruri ca orice copil normal. El nu poate ieși deloc afară din cauza aparatului de respirat? Nu, nu mai conectat. Iese afară și foarte rar, pentru că este dificil și lui și nouă. Și s-a închis oarecum, adică nu vrea să se forțeze, să fie chinuit, să fie plimbat, îl obosește. Care este viața lui aici în casă, în cameră? Alberto se joacă foarte mult pe tabletă și la calculator. Este un băiețel deștept. Are și el câțiva prieteni virtuali, care nu știu, bineînțeles, de boala lui, dar vorbește foarte bine engleză. El face și școală, este înscris la școală și face și engleză, română și mate acasă cu domnul învățător. Și
Este un băiat foarte deștept, face kinetoterapie. Ce anume, mami? Da. Și cam asta este viața lui Alberto. O petrece mai mult în casă. Dragii noștri, Speranță pentru România, asociația noastră, are deschis o campanie de strângere de fonduri pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro, unde vă rugăm să intrați și să faceți donații pentru Bădescu Alberto, pentru că este nevoie de foarte mulți bani ca să cumpărăm lună de lună medicamentul de care are nevoie Alberto. Un medicament care costă, după cum vă spuneam, 3200 de dolari lună de lună. Un medicament care îi dă forță, îi dă putere lui Alberto și în felul acesta el se va putea recupera și va putea să aibă o viață cât mai aproape de normal. Este un medicament foarte scump, este un medicament experimental din câte îmi aduc aminte, însă este un medicament, după cum mi-ai povestit și tu, Crenguța, care a dat rezultate. Efectiv, în viața lui Alberto s-au văzut minuni, aș putea spune, fără să exagerez lucrul acesta. Și a luat în greutate, se simte mai bine, mai vioi, după cum ai povestit și tu. Și lucrul acesta s-a putut face cu ajutorul donatorilor noștri pe Speranță pentru România.ro. Pentru donațiile dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumim. Și toți cei care urmăriți acest live, fie pe pagina noastră de site unde avem deschisă campania lui Alberto, fie aici pe Facebook, vă rog din toată inima să-l ajutăm, să-l sprijinim. Suntem în prag de sărbători, este momentul în care fiecare putem să facem un gest de binefacere, o faptă bună, fie pentru o familie săracă, fie pentru un copilaș bolnav, așa cum este și Alberto. Vă mulțumim din suflet. Sper să fiți alături de noi în continuare. Mulțumește-te, mami. Să te faci mai bine.